Genul programului: pamflet. Suntem în plină perioadă de desfășurare a examenelor finale, evaluare națională, bacalaureat, urmează licențe. Suntem și la foarte scurt timp după decizia privind teza de doctorat plagiată a fostului prim-ministru Victor Ponta. Cu alte cuvinte, furtul intelectual este un subiect de actualitate. Nici premiera filmului Bacalaureat a regizorului Cristian Mungiu, premiat la Cannes, nu e prea îndepărtată, așa că tema, frauda, educația, corupția în numele iubirii părintești, este și ea cât se poate de proaspătă în mintea noastră. Ne dorim o societate mai bună, mai dreaptă, cu indivizi verticali și corecți, dar folosim aceleași metode pervertite care acceptă dubla valoare, compromisul și minciuna, chipurile nevinovată. Ne furăm căciula și ne întrebăm de ce ne plouă când ne plouă. Anul acesta, la evaluarea națională, doar doi elevi din județul Suceava au obținut media 10. Puțin față de anul trecut, când am numărat totuși 25 de astfel de medii. Note de 10 la doar una dintre materii au fost mai multe, lucru care, teoretic, ar trebui să ne bucure. Numai că, atunci când performanța aparține unui elev de nota 5, o asemenea informație nu poate decât să ne intrige. Pentru că, da, există astfel de suspiciuni, opinia publică le discută, căci elevii se cunosc între ei, iar profesorii de la clasă știu bine ce produse au avut pe mână. E cât se poate de logică întrebarea cum este posibil ca un absolvent de clasa 8 -a să facă o teză de 10 în condițiile în care notele sale la clasă de-a lungul anilor de școală au fost la limita trecerii sau în condițiile în care la simulare n-a reușit să ia nici 5. Fie că părinții au bani, fie că au funcții sau pe amândouă, astfel de cazuri au existat, am crede, dintotdeauna. Noi tolerăm ideea de mic ajutor, fie el și necinstit, pe motiv că astfel de examene hotărăsc destinele unor copii. Să închidem de cinițel ochii, căci un astfel de gest n-a omorât pe nimeni. Ei bine, de fapt, nu e nicio diferență între plagiatura lui Victor Ponta și fraudarea unui examen de clasa 8 -a. Dacă așa alegem să ne creștem copiii, nu e nicio mirare că primarul din pușcărie este reales de o majoritate cuvârșitoare. E de înțeles de ce se diluează dezinfectanții în spitale, de ce a existat colectiv, de ce avem un parlament de impostori și nu reușim să ieșim din mocirlă. Cazul de care vă vorbesc e real. Nu are însă un nume, pentru că poate să aibă aproape orice nume. Pentru că se multiplică în fiecare județ, în fiecare localitate și pentru că încă mi se pare... Normal. Un punct de vedere. Alina Mihaiescu sunt cele bune.